Doamne ajută! Bun regăsit la o nouă emisiune Vestea Cea Bună, emisiunea Școlii Brâncovenești, emisiune direct cu părintele, Cezar Axinte și Mihai Chircor la microfon. Sărut mâna, părinte, bun regăsit! Sărut mâna și eu, Doamne, miluiește! Emisiunea e în direct, deci aveți canalele de comunicare cu noi deschise, telefon 0241-515266, SMS 0768123456, pe Facebook și pe site-ul radiodobrogea.ro. Pentru astăzi vă propunem o temă, să spunem, simplă, dar profundă, și anume eroismul omului simplu. Înainte de toate, aș vrea să definim termenii cu care operăm. Ce înseamnă om simplu? Om simplu nu este unul cu patru clase. Fără notorietate. Fără notorietate. Fără vizibilitate. Fără vizibilitate. Publică. Poate să fie un mare chirurg. Exact. Un chirurg cunoscut și reputat, un profesor cunoscut și reputat, dar un om care nu are notorietate. Stă așa. Poate să fie un funcționar într-un minister. Da, care stă și își face treaba lui și nu își face publicitate și nu are cont pe Facebook. Sau o asistentă care își dedică o asistentă medicală. Viața, da. Da. Deci ăsta este eroismul oamenilor necunoscuți. Nevăzuți. Deci aceștia sunt oamenii la care ne referim, indiferent de nivelul de studii, de cultură, de avere și așa mai departe. Deci nu asta ne interesează. Poate să fie încă o dată și un om care are o anumită demnitate administrativă, dar care stă în banca lui și își face treaba și... Adică sunt, după părerea mea, coloana vertebrală a administrației românești, a societății românești, sunt oamenii responsabili, gen șef de birou, șef de servicii, care stau în prefectură, undeva, într-o primărie, și își văd de treaba lor cu profesionalism și cu bună credință 20-30 de ani. Ăia țin instituția. Da, de fapt asta este cum s-ar explica, sigur, dacă minunea se explică, cum s-ar explica minunea totuși că statul acesta funcționează. Da, avem un stat în criză, aproape de colaps. Toate marile sisteme bugetare sunt praf. Da. Sănătate, educație, cultură, cercetare, administrație publică, locală, administrație centrală, toate sunt... Mai mult nu funcționează decât funcționează. Și totuși ele funcționează. Da. Și totuși, pe alocuri, performează. Performează, da. Dar pe alocuri... Chiar în multe locuri necunoscute. Da, multe necunoscute. Performează. Adică te trezești cu un elev venit din fundul țării care câștigă, nu știu, olimpiadă. Da. Te trezești că un bolnav e vindecat într-un spital micuț, da? Un profesor a scos generații de sau de la un liceu industrial din comuna... Da. Sau un medic a vindecat, a operat și a vindecat sute mii de oameni într-un spital, tot așa, ne? Deci, acești oameni care își fac datoria cu profesionalism, cu responsabilitate, cu bună credință, hai să zicem, să îndrăznim, cu frică de Dumnezeu, cu respect pentru semenul lor, cu dragoste pentru semenii lor, acești oameni țin România pe linia de plutire. Acestora le datorăm enorm, acestor mii, sute de mii de necunoscuți, da, le datorăm... Eroi anonimi. Da. Este, chiar să îndrăznim să spunem, aceștia merg până la eroism. Cu jertfe, cu sacrificii. Eu vă spun că, de exemplu, am întâlnit în spitale secții care, nu un spitalul județean, secții care, că ăsta e spitalul județean clinic, secții care funcționau cu 2 medici, cu 3 medici. Și ce înseamnă asta? Că cei 2 sau 3 medici își împărțeau cele 30 de gărzi pe lună. Că să faci 15 gărzi pe lună, adică să stai 15 nopți în spital, să dormi acolo, să dormi, dacă apuci să dormi, sau 10 gărzi pe lună, păi unde-i familia ta? Unde-i viața ta? Îngăduiți să spun o definiție foarte frumoasă.
de la care chiar putem porni, că nimic întâmplător, când ne-am gândit la tema aceasta, în sfârșit, ea a fost mai mult ca un omagiu sau cu o recunoștință adusă sutelor de mii de oameni care țin țara asta în spate. Însă, între timp, vin de la Techirghiol și da, o să vă da, spun. Da. Adică, în câteva ore s-a produs chestia asta. Dar vreau să spun așa. Eroismul este arta de a sluji neamului tău prin sacrificarea ta. Adică, eroismul de a sluji semenilor tăi prin sacrificarea ta. Nichifor Crainic. Deschideți o rană, pentru că... Câteodată nu, da, deschizi, da, cureți, da, 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 coși... Da, da, da. Nu, astea sunt, îmi deschideți. De fapt, sunt răni cicatrizate care dor. Da. De uneori. Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, păi ăștia sunt niște, cum să vă spun, mă închin și fac metanie la fotografia lor, să nu zic icoană, că biserica da. Ortodoxă nu i-a canonizat. Deci mă închin și fac metanie la fotografia lor. Sunt niște martiri ai neamului, niște oameni care au dat enorm de mult poporului ăsta și care la momentul ăsta sunt într-un fel de anonimat, așa. Da, despre eroi anonimi. S-a pus, da, da, cum să vă spun, Nichifor Crainic este o imensă personalitate. O imensă personalitate. Eu iau ce a făcut el, cum să vă spun, un anumit, tragem linie la sfârșitul existenței, da? Că poate să existe o perioadă din viață sau un episod pe care să-l blameze unul și altul. Ok, e om, a greșit. Da, a avut un moment de slăbiciune. Dar nu privești la un om 6 luni, 1 an, 2 ani, 5 ani, tragi linie și vezi ce a rămas după el. Ori după Nichifor Crainic a rămas extraordinar de mult. Depinde ce vrei să vezi, ca peste tot. Da, exact. Asta este ochiul rău pe toate le vede, rele pe toate le spurcă. Da, fără nicio legătură, când ne-am gândit la omagiul acesta pe care trebuie să-l aducem atâtor și atâtor oameni care chiar au o viață eroică, însă ce este foarte interesant aici, și poate că va trebui să ținem cont de asta, clerul, biserica va trebui să țină cont de lucrul acesta. Sunt foarte mulți oameni în starea aceasta de jertfă, fără să se declare creștin sau să se revendice creștin, fără să se revendice în sfârșit ca fii duhovnicești ai vreunui mare duhovnic, oameni cu atât mai mult de apreciat, cu cât poate nici nu cunosc, nici nu înțeleg foarte bine ce înseamnă ortodoxia, nu înțeleg foarte bine ce înseamnă biserica și totuși își fac treaba de multe ori, mai bine ca noi cei care zicem că suntem... Mai bine decât un ortodox declarat practicant. Practicant, da, ăsta era cuvântul pe care... Da? Iată, bună oară, acum 2 ore am trecut pe la Părintele Arsenie și pentru că așa a îngăduit Dumnezeu, am trecut strada de la Părintele Arsenie la sanatoriul de copii. E bine, dacă este cineva acum în clipa aceasta necăjit, disperat, căruia îi se pare că i s-au înnecat corăbile, căruia îi se pare că Dumnezeu l-a părăsit, căruia îi se pare că în sfârșit totul e o dramă, o tragedie, mai cu seamă raportat la ultimele evenimente. Nouă ni se pare că trăim asemenea tragedie, ori când e chiar dimpotrivă. Ar trebui să treacă strada de la mormântul părintelui Arsenie în clădirea de peste drum, vis-a-vis, chiar vis-a-vis, și să intre la copilașii aceia, la sanatoriul de la Techirghiol, am intrat și am stat acolo o oră astăzi și am văzut oameni care poate n-au fost niciodată la o liturghie, oameni poate care n-au fost niciodată la o biserică, în sensul în care înțelegem noi, să se spovedească, să se împărtășească.
și slujeau acelor copii care erau ca o umbră, ca umbrele erau. Cu atâta devotament, cu atâta pasiune, mi-am pus întrebarea aceasta, oare eu, dacă m-aș afla într-o astfel de situație, oare mi-aș face datoria așa cum își fac oamenii aceia? Îmi fac eu oare ca preot datoria cum își fac oamenii aceia datorie? Necunoscuți, nu le sărută nimeni mâna, nu ia nimeni binecuvântare de la ei. Poate îi mai beștelește din când în când, sigur. Chiar s-a pus problema, sigur. Nu vreau să insist. Nu, ca nu, să vă nu... spun, sigur că chiar e. S-a pus problema pentru că am avut o discuție, un dialog cu o persoană care lucra de 35 de ani acolo și mi-a zis, părinte, nu puteți să credeți ce am văzut aici. Nu puteți să... Dacă pentru mine într-o oră sau puțin peste o oră a fost ceva... Cum să spun, sigur că am văzut întotdeauna copii cu suferințe, oameni cu suferințe, că în biserică vin tot, dar să vezi la un loc niște umbre, niște suflete, dar dincolo de această, cum să spun, apăsare, am văzut lumina, oamenii care îi slujeau. Să vedeți ce înseamnă să îndoi un picior, să faci un arc de cerc acolo de câteva grade în 10 minute. Ce răbdare, da. Ca să vezi cum copiii aceia sunt luați pe brațe, întorși cu atâta delicatețe, nici cu petalele de flori nu te porți așa. Și am rămas profund impresionat, încă o dată, fără nicio legătură cu tema emisiunii. Așa s-a îngăduit Dumnezeu. Dar pentru că am văzut cu ochii mei și nu numai la modul declarativ și practic, ci și practic, putem să vedem câți oameni din aceștia nu își fac datoria în atâtea și atâtea locuri. Chiar și blamata birocrație și mult blamații birocrați. Da, da, da. Din spatele ghișeului. Din spatele ghișeilor. Și, cum le spune, funcționari publici. Câți dintre ei, care sigur trecând peste faptul că se abrutizează, că trecând peste faptul că profesia asta e de uzură mare într-un stat care nu-și mai iubește cetățenii, nu-și mai respectă, nu-i mai poate ajuta declarativ, chiar își fac datoria. Dincolo de toate astea, atâția și atâția oameni care au nevoie de ajutor, oameni foarte bolnavi, pentru că un stat care este așa fără cârmă, sigur că toate lucrurile astea se repercutează asupra cetățenilor și asupra celor care sunt vulnerabili, bătrâni, copii, mai ales copii și tineri. Pentru că, sigur, bătrânii mai au o pensioară, mai găsesc o soluție, dar copiii care ai căror părinți sunt plecați, de exemplu, în străinătate, care au 80 de lei alocația și toate lucrurile astea care sunt la vârsta în care trebuie să zboară. Bătrânii au prins război, au prins comunism, știu cum să manevreze cu situațiile acestea. În sfârșit, dacă încă se pot sluji cumva, pot merge, pot, dar copiii și mai ales copiii aceștia care suferă, am rămas profund, profund impresionat și nu numai atât că am venit, am văzut, ci trebuie să facem ceva și bineînțeles că vom face. Și dacă îngăduiți ca primă declarație, așa, după momentul acesta de duminică, sâmbătă și duminică, îi spunem așa deocamdată până ne apucăm de el, am luat o decizie și vreau să vă spun și dumneavoastră și ascultătorilor și credincioșilor și necredincioșilor că am luat decizia ca în fiecare an, ca să nu zic în fiecare semestru, dar în fiecare an, să facem câte o toaletă într-o școală în județ. Comunitatea noastră de la Capela Tinerilor, cu binecuvântarea în al Preasfințitului, cu ajutorul celor de la centru. Eu vă dau o soluție mai și Ce ziceți de asta? Uitați ce ideal extraordinar mi-am propus să fac un WC-ul pe an. Da, părinte, acum să mă iertați. Sigur că trebuie făcut, sigur că e bine făcut, sigur că o să mă implic. Dar îmi pun eu întrebarea așa. Statul al nostru. Da. Nu poate? Dacă punem întrebarea aceasta... Nu, să vă spun de ce. Intrăm în alte instituții. Nu, să vă spun de ce. Pentru că acest stat, cu Ministerul Educației, da, a vrut să aloce
64 de milioane de euro pentru educația. Pentru educația parentală. Da. Și educația sexuală la copii. Da. Bani care mergeau la niște ONG-uri. O să meargă. 100% vor merge. O să meargă, spun, vorbesc la viitor, pentru că pe moment nu e, dar perspectiva aia este. Niște oameni care vor veni, niște lupi în blană de miel, niște oameni care vor veni să mânjească, nu să le explice copilor, să-i duce pe copii, să mânjească, ce să mângească? Niște suflete îngerești, imaculate, îngerești. Da? Te duci să-i vorbești unui copil de educație sexuală. Da. Că niște elemente de educație sexuală sunt binevenite, depinde cum. Despre niște orori, nici nu vreau să deschid gura să pronunț cuvântul. Cuvintele. Bine, acum, dacă ați adus discuția despre educația sexuală, să știți că cel puțin în poporul român, nu știu cum e la alte popoare, dar în poporul român, nimeni nu trebuia să explice lui Ion sau lui Gheorghe ce are de făcut în noaptea nunții. Da. Deci e chiar o taină minunată și asta e și taina pe care a lăsat-o Dumnezeu ca mirii să știe, fără să-i învețe nimeni în mod explicit ce au de făcut. Fără să-i învețe nimeni. Sigur că o să sară acum. E de la Dumnezeu. Bineînțeles. Adică ce vrei, să corectezi cumva manualul căsătoriei dat de Dumnezeu? Nu. Vrei să intri, adică, cum să vă spun, în calculatoare sunt inginerii de sistem care intră și reconfigurează sistemul. Da, înțeleg foarte bine. Oamenii ăștia vor să intre să reconfigureze creația lui Dumnezeu. Da. Ei se cred Dumnezei și vor să acționeze ca niște Dumnezei. Păi asta a fost și momentul căderii. Dumnezeu vă lasă, ne lasă. Da. Dar ne va judeca. Ne va cere socoteală și ne va judeca. Ferească Dumnezeu! Vai de sufletele noastre! Să mă iertați că e din Evanghelie. Mai bine nu s-ar fi născut. Da. Este una și mai dură. Mai bine i s-ar fi pus lui o piatră de gât să fie aruncat în adâncul mării. Așa, în mod concret, uitați ce m-am gândit, până vine statul să facă treaba asta, declarație, ca să vedeți că avem idealuri mari. Ce meschine am ajuns ca să, sigur, vorbim pe de-o parte despre eroismul tăcut, eroismul acestor sute de mii de români care își fac datoria pentru semenii lor. Și pentru nu cer niciodată nimic. Nu apar niciodată, cum să spun, să cear în schimbul serviciului lor. Ei își cer eventual niște drepturi, că trebuie să trăiască oamenii ăștia. Adică, totuși, trebuie să trăiești pe de o parte și pe de altă parte lucruri pe care trebuie să le facem noi. Adică, știți cum? Cel mai simplu lucru, Părintele Arsenie spunea, căci nu a zice, ci a face înseamnă a ajunge. Adică, 2018 și 2018, luăm încă în calcul, dar ne propunem lucrul acesta. Ce a făcut omul ăla până la urmă? Că spuneați de Nichifor Crainic. Da. Ca să păstrăm niște proporții. Ce a făcut Nichifor Crainic? Păi uite, a predat mistică în sfârșit. Ce a făcut Părintele Cutare? Domnule, a făcut un WC-ul pe an. Într-o școală părăsită. Știți că sunt sate și comune din Dobrogea de care noi n-am auzit niciodată. M-am rușinat săptămâna trecută. Sigur. Cel puțin 20 de nume de sate și comune pe care, comune nu, dar sate pe care eu nu le-am auzit niciodată. Vă dați seama ce rușinos? Păi nu, stați puțin, părinte. Și mai am un gând. Sunt vreo 200 de sate, mai mult de 200 de sate în județul ăsta. Da, dar să n-auzi de ele. Da, nu le știu pe toate. Nu, dar trebuie să le știm. Să fi auzit de ele și cu ocazia asta, cu un WC-ul pe an, n-am încă sloganul, dar nici nu vreau să... Nu, nici nu putem face. Așa, și pe de altă parte vorbeam de ce mare lucru să mergem cu 70 de pachetele de jeleuri
pentru câți copii sunt acolo pe tură, la două săptămâni cam se schimbă turele. Mare lucru, vă puteți închipui. Părinte, haideți să vă spun, părerea mea este că pe noi, nu că nu ne ajung banii, că n-avem bani, că nu ne lasă sufletul, nu e o sărăcie, o neîndestulare financiară. Este nu, e o împietrire. E o împietrire, da. Deci asta e problema noastră. Pentru că sunt o mulțime de locuri în care este suferință cu carul, cum spune românul. Și lipsuri. Suferință cu lipsuri. Da. Adică, nu știu, suferință în lipsuri, lipsuri cu suferință, da? În care e nevoie și de o punguță, de două bomboane și mai știu, un covric sau nu știu ce, și de multă dragoste. Să știți, m-am gândit că spuneți asta și m-am cercetat în timp ce stăteam cu minte acolo, că am văzut cum îi slujeau oamenii aceștia pe copii, cu pareze, cu irecuperabil și neuromotor. Irecuperabil 100%. Vorbim irecuperabil în sensul acesta al științei, da, pe care o cunoaștem până acum. Și stăteam și mă gândeam, legat de dragoste, măi, zic niște bomboane, clar că pot să le... Dar oare aș putea să am atâta dragoste? Eu, creștinul, ortodoxul, în sfârșit, cât au oamenii ăia, acolo stăteau în genunchi, lângă ei în genunchi, și vă spun, mișcau cu atâta dragoste. Nu poți să faci, fără dragoste, nu poți să faci lucrul acela. Și mi-am pus întrebarea dacă aș putea să fac treaba asta. Eu care mă gândeam că aș avea prin cotloane, aș găsi câte ceva. Ei bine, să știți că am rămas uimit să văd cât de mult avem de lucru. De fapt, poate că cea mai bună concluzie pe care o trag după săptămâna care a trecut, în privința mea, este că am foarte mult de lucru. Adică încă n-am pus început bun. Păi, părinte, noi, cum să vă spun, poate că sunt astfel de momente ca cele de săptămâna trecută, care ne dezvăluie sensul profund al unor cuvinte pe care le știm. Dar să mergem din nou la Evanghelie. Dar ați luat? Da. Dar să dați. Vindecați? Da. Înviați pe cei bolnavi, înviați pe morți. Păi, eu mi-am pus următoarea întrebare acum aproape 30 de ani. De ce niște oameni străini de neamul ăsta, nu mă refer la anumiți, da, pentru că fenomenul are și o altă conotație, erau în stare să vină să se aplece cu multă dragoste asupra orfanilor români, din orfelinatele din România, da, și noi, care trăim aici, la câțiva kilometri de instituțiile alea, și vă spun că și acum sunt împietrit. Mi-am pus problema așa, ce mă oprește pe mine să mă duc într-o odată pe lună, sau la trei luni odată, să iau un copilaj din ăla, să-l duc acasă la mine, să-l spăl, să-l îmbrac, să-l hrănesc, să mă joc cu el, să-l plimb, da? Ce mă oprește? Și vă dau răspunsul, împietrirea inimii mele. Doamne ajută, stați în direct. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută, Tiberiu. Doamne ajută, părinte. Doamne ajută. Nu trebuie să fim dezamăgiți, trebuie să ne luptăm în continuare. Aprobă la referendum. Eu am văzut așa, e ca și cum eu aș lua un copil, copilul meu, aș merge cu el de mână și din cauza greșelii mele, neatenției mele, ar cădea într-o groapă. Păi acum ce fac? Stau și mă uit la el și plâng la el că nu mai iese de acolo? Nu, trebuie să-l scot și așa mai departe. Asta în legătură cu referendumul. Și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Eu m-am gândit așa la mereu îmi vine în cap asta, cu eu îmi apă sărăcia și nevoile și neamul la Eminescu. Și varianta care m-am gândit eu așa, nu știu dacă e bine sau nu, m-am gândit sărăcia, nu cred că s-a referit, pentru că era un om prea, nu știu, profund, prea credincios, prea mare, știu, a neamului nostru, ca să gândească la sărăcia asta materială. Eu cred că s-a gândit la fericiri când a zis sărăcia, adică la smerenie, când zice acolo la fericiri că
fericit e săracul Duhul. La asta am amintit că s-a gândit mai mult și deci când se apără sărăcia, apropo de tot puțin de referendum cu valul care vine peste România și peste tot și așa mai departe, și nevoile vine de la nevoință, cum ar veni, așa cred eu, și neamul, exact de emisiunea dumneavoastră, neamul, ăsta e neamul, de fapt, oamenii din umbră care de fapt duc în spinare o țară întreagă. Așa m-am gândit eu. Și ce vreau să mai zic, că exact în nu știu dacă nimic nu este întâmplător la Dumnezeu, în aceea zi, nu știu dacă știți, când s-a votat referendumul, adică duminică, să zic, la judecător de la Curtea Supremă, dacă ați văzut în America, da, în Statele Unite, da. A fost ales. Exact, da. Deci un judecător care a fost blamat, cumva umblat, nu știu ce, în sfârșit, un judecător e catolic, dar este foarte pro-familie, împotriva avortului, împotriva... Deci care, în sfârșit, democrații au vrut să-l dea jos, dar rău de tot. S-a lucrat într-un mod exact cum care și România, la fel nu e nicio... E același duc, de fapt, nu e nicio problemă. Diavolul e și acolo și aici același duc, aceleași arme lucrează. Ieftine, cum cea părinte ar fi Papa Cioc, dar trebuie să luăm aminte și să nu credem în groabă. Deci am avut o mâhnire în România, dar o bucurie aici. Și totuși aici, dacă a ajuns în America acest judecător la Curtea Supremă, și a mai fost unul acum câteva luni, este un mare lucru chiar și pentru România, pentru că știți cum se zice, de aici să dă ora exact și mai departe. O ultimă chestie, știți că în America, și așa o să fie și în România, de fapt, cred, fiecare stat avea jurisdicția lui, cu tot așa, cu gay, cu nu știu ce, adică fiecare stat, Alabama, New York, deci nu aveau treabă unii cu alții. Și au venit de la Curtea Supremă când au văzut că nu toate statele se afiliază la dorințele lor. Au venit și au zis, nu, domnule, gata, toată America, știți da. Știți de chestia asta. Și acum au venit cei doi ideași, care, dintre care patru, spuneți Dumnezeu că n-am nimic cu ei, din șase sau șapte, patru au fost evrei care au votat pentru aceasta. Deci, este, nu am nimic cu nimeni, nu jude nici rasă, nici nu știu ce, e ca o confrontare. Da. În sfârșit. Da, să ne ferească Dumnezeu, dar să nu le să deznădăjdui. Cine da. Zice Ania și nu deznădăjdui, pentru că lupta de-abia a început. Așa Doamne, este. Doamne, ajută-mă iertat. Doamne, da, foarte frumoasă tâlcuirea la cuvintele lui Eminescu. Într-adevăr, nu m-am gândit, dar da, foarte frumoasă. E o tâlcuire ortodoxă, pentru că se știe că se cunoaște ortodoxia lui Eminescu, se cunoaște că este influențat în toată opera, în toată gândirea, de fapt, are rădăcinile creștine, are grupă sanguină de ortodox, așa că nu se pune problema. Mi-a plăcut foarte mult tâlcuirea. Da, este minunată. Pe de altă parte, fiindcă noi, vedeți, nici n-am pomenit cuvântul referendum, am spus doar evenimentele, pentru că nu ne-am apucat încă de lucrul ăsta. Am spus doar atât, poate că reiese cumva un soi de o umbră de tristețe, așa, din discursul, din tema noastră, din emisiunea noastră. Eu vă spun așa, dacă, ca să nu rămână lucrurile, eu sunt foarte bucuros așa. Pentru următorul lucru, doar o propoziție. Noi știm foarte bine că s-a împlinit matematic toate cele pe care le spune Hristos, toate cele din Evanghelie. Toate s-au împlinit. Noi avem doar așa o părere despre cartea Apocalipsa, noi avem o părere pentru un viitor incert, nesigur, înfricoșător, cutremurător. Dar să nu uităm că Evanghelia înseamnă vestea cea bună. Prin urmare, tot ce este în Evanghelie este veste bună. Că vedem că acum Apocalipsa nu poate să fie decât tot o veste bună, pentru că Apocalipsa nu înseamnă desființare, nimicire, nu înseamnă îngrozire, înseamnă
revelație, așa se și traduce, descoperire, înseamnă ridicarea vălului. Prin urmare, ce poate fi altceva decât că se împlinește Evanghelia, poate și cartea Apocalipse, printr-o ridicare a vălului. Nu mai este nimic ascuns. Toate rufele, iată, sunt... Totul la vedere. Totul la vedere, toate desurile sunt la vedere. Nimeni nu mai ascunde nimic, nimeni nu mai maschează, cosmetizează. Și asta nu poate fi decât vestea cea bună. Cum că toate se împlinesc, se împlinește și aceasta. Apele s-au separat. Și că este multă amestecare și atunci Dumnezeu vrea și cernere, dar de asemenea vrea cernere fără să smulgă încă neghina. Așa și spune. Neghina va fi smulsă pentru că de ce? Îmi place domnul Becaliare expresia asta și iertați-mă, folosesc licența. Pentru că de ce? Pentru că dacă... În genetică, neghina niciodată nu se poate transforma în grâu, să faci din ea pâine. În ortodoxie, neghina se poate face grâu. Și de aceea este multă amestecare, este și cernere, dar încă nu se smulge neghina. Ori astea sunt pentru că Dumnezeu poate să facă și din noi grâu. Dar a despărțit cumva oile de capre. Dar să nu cumva să credem noi că suntem oile. Da. Adică de aceea încă Dumnezeu mai așteaptă, dar este o cernere și e minunată, asta nu poate decât să ne bucure. Ca să nu mai vorbim de un instrument care a costat 50 de milioane de euro și este foarte util pentru cercetare. Nimeni n-ar fi putut să comande un asemenea instrument. Noi, să spunem, dacă am fi avut vreun grand de cercetare sociologică pe tema aceasta, puteam să investim noi la un nivel atât de quasi majoritar până la urmă, că vorbim și de toate luptele acestea care s-au dat, ele fac parte tot din studiu, chiar din partea practică a studiului sau din partea statistică a studiului, chiar modulările, toate interpretările. Deci noi avem un instrument absolut excepțional. Biserica are un instrument absolut minunat pe care nu l-ar fi putut avea niciodată. Ba, poate în duh, Părintele Arsenie, părinții aceștia, dar noi, sigur că noi a trebuit să ne dea cu șublerul, cu aparate de măsură, cu cântarul. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat acest instrument pe care, dacă vom fi vrednici, îl vom folosi. Și mai e ceva. O anumită tentă de, să spunem, triumfalism, da, dispare. Că noi eram nația cu 86% ortodox și nu știu, 90% și nu știu cât la sută creștin. Nimeni nu poate să mai spună asta acum. Nimeni nu poate să mai spună că noi avem acum 86% ortodox și 90% și nu știu cât de asta creștini. Poate să spună că este posibil ca la un moment dat să avem 86% ortodox și 90% creștini. Da. Dacă ne vom strădui. Dacă ne vom strădui. Cu toți acum, deci nu mai poți să-i spui acum cuiva că... N-am știut că eu sunt așa. Nu, lucrurile sunt foarte clare. Până la urmă, n-am vrut, eu n-am mă bucur, vrut, dar eu mă bucur. Ne-a aspirat subiect. Nu, eu mă bucur. Mă bucur că este o bătălie pierdută, dar războiul e lung de tot, fraților. Războiul da, e lung. Măcar bătălia. Nu, hai să considerăm o bătălie. Părintele Arsenie avea cuvântul ăsta extraordinar. Vedeți cât de mult ne putem folosi de cuvintele sfinților. Când ai luptat și ai pierdut, ai câștigat necâștigarea. Arsenie da, Papacioc, da, da. Liniuță, sfânt. Știți ca la bibliografie, când spui Crainic Nichifor. Da. Bine că asta e pseudonimul, da. Da, Arsenie Papacioc, preot, arhimandrit, sfânt. Astea ne-au rămas ca mijloace de luptă. Noi știm foarte bine că Dumnezeu cere de la noi să luptăm. De-aia spune, îndrăzniți, eu am biruit. Da. Deci noi luptăm într-un război care a fost câștigat. Războiul cu moartea a fost câștigat definitiv. Niciunul dintre noi nu poate să spună, să se îndreptățească la o discuție cu Dumnezeu care va avea loc. Că e apocalipsă personală, că este a doua venire, noi va avea loc o apocalipsă, de fapt chiar două vor avea loc și în care vom avea o discuție personală cu Dumnezeu față către față, când nu vom putea spune că n-am putut să
n-am luptat pentru că mi-era frică de să nu mă ia prizonier, să nu cad în război. Nu, războiul a fost câștigat. A spus, eu am biruit lumea. E biruită lumea aceea care era ținută în fricoșarea morții, a fost biruit, nu mai există. Diavolul a fost legat și de aceea nu putem să spunem că, știți, trebuie să facem bine pentru, să dăm bine în poză pentru Occident, pentru marxiști, pentru... Care nu, Occident? Nu, nu e cazul. Adică Dumnezeu ne spune, tu te luptă. Da, din nou timpul. Da. Timpul emisiunii noastre s-a sfârșit, timpul nostru încă mai este, timpul mântuirii noastre încă mai este, este marele dar de la Dumnezeu, să-l folosim și în afară de rugăciunile personale, în afară de faptele care trebuie să le facem și pe care mulți dintre noi le fac, mai mică, mai mare măsură, totuși, să nu uităm de ziua de duminică. Tratamentul pentru rana pe care am primit-o este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Nu vedeți, nu se poate fără Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie să spui că ești creștin. Deci treceți pe la Sfânta Liturghie duminică și ne revedem, revedem și ne reauzim peste o săptămână marți. Doamne ajută! Doamne miluiește!